Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic. Dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.